Gata, baby? Gata, baby. Așa că aplicația deșteaptă de filmat de la Samsung nu e în stare să aprinde și să stingă flash-ul la orice moment în timp ce filmezi. De ce? Era o problemă? În timp ce filmezi să apeși și pornit, oprit pe flash? Nu, trebuie să oprești filmul, să umbli la flash și să pornești iar. Bravo, Samsung! Cred că voi ați făcut și jacuzziul ăsta, nu-i așa? Da. Cred că e aceiași deștepți. Așa. Oh my God! Zici că e în timpul războiului. Deci de acolo vine mirosul ăla oribil, de când poți să intri în baie. Da! Ia uite! A lăsat groapă sub el și acolo se strânge apă. Mamă, ce e aici? Zice-mă, dacă nu era groapa aia și a fost pe aia, cum zice, gresia peste tot. Uite aici, praf, uite. Apa ar fi ieșit, știi? Nu praf, e mucegai, poate. Nu știu ce e acolo, nu știu ce vezi. Oh my God. Dacă nu era groapă, n-ar fi mirosit pentru că n-a vrut. E casa groazii aici. De asemenea, dacă nu erau găurile, n-avea cum să ajungă apă în groapă și n-avea cum să miroasă. Deci trebuiau două ingrediente și amândouă sunt puse. Deci prostia e completă când lași și groapă și locul prin care să se umple groapa și apoi prin care să poate ieși mirosul. Așa, da, construcă. A, eu cred că vrea să scoată de tot acum, că uite, văd țevile pe aici crăpate. Nu vrea să scoată tot, că vrea să lipească iar de perete, adică să-l izoleze. De fapt, să-l izoleze, nu iar, pentru că n-a fost izolat, să-l izoleze acum, că a văzut ce prostie a făcut. Dar a zis că mai întâi să se usuce bine sub el și abia apoi îl închide și îl izolează cu silicon. Dar lucrul ăsta nu s-a gândit până acum? Că apă nu trebuie să intre sub el? Și eu când am sunat și am zis, nene, ăsta trebuie izolat ca să nu intre apă sub el. Nu, că eu am montat multe jacuzziuri, a zis el. Și nu se izolează, mă, normal. Sunt expert. Sunt expert. Este normal să poată să intre apă sub jacuzzi. Mm-hmm. Pentru că va ieși înapoi, fiind plan înclinat. Mm-hmm. Dar groapa aia, nu s-a gândit. Da, nu. Ce plan înclinat? Groapa aia se strânge apă. Că e groapă. Din cauza, adică unde lipsește faianța este mai jos. Și atunci acolo se face, e o groapă în care se strânge apa. Deci faianța e până aici. Uite. Nu au avut bani să pună faianță peste tot, cât mai costau, mă, câteva plăci. Ce dacă erau sub jacuzzi? Fă nene baia frumoasă și după aia lașez frumos și pe el. În sfârșit, asta nu mă interesează pe mine. Dar trebuie izolat. La baia, dacă o iubita și la voi acasă, la cada de baie, indiferent că e jacuzzi, că e lungă, că ce format are, ea este foarte bine izolată, ca să nu pătrundă apă. Pe lângă ea, pe sub ea, e foarte important să nu pătrundă apă. I-am spus-o, nene, asta dar nu m-a crezut. A trebuit să vină vecina de jos și să spună că inundațiile aia în casă ca să ne creadă că e o problemă la jacuzzi. Deși noi îi spunem de două luni că miroase în baie, continuu, vine de undeva miros. Și am spus și de unde, pentru că am mers cu nasul ca un cățel și am simțit că venea de sub jacuzzi, pentru că sub jacuzzi era un șanț, uite așa, da. Cu un deget de gros. Deci acolo era șanț, adică te-ai putut uita pe sub el, așa, pe la nivelul gresiei. Uh-huh. El a zis că este normal că așa se montează, că el a montat multe și știe. Vă dați seama că peste tot unde a făcut asta, a stricat, că și acolo, da. În toate locurile unde a făcut asta, pute. Da. Ți-ai trimis filmul ăsta și lui după ce îl publici. Da. Da. Asta pentru montarea proastă. Da. Da. Uite. Păcat de apartament, că uite chestia asta l-a distrus. Da. Păcat de apartament. Să știți, domnul proprietar, că ne mutăm cu ocazia asta, aflați că încă nu i-am zis. Dacă nu o să uită la filmul ăsta, nu probabil că nu o să uite că face mișto de el și nu cred că vrea să vadă. Dar măcar să râdeți voi. De ce? Poți să zic de ce idioți există în România? Da. Mă rog, de ce constructorii nepricepuți, ca să nu spună că l-am jignit, deși merită mult mai mult decât constructor nepriceput. Bine că nici nu e constructor, e taximetrist. Deci ce poate să știe un taximetrist? El știe să conducă mașina, nu? Aia e treaba lui. Aia știe să facă. Bravo lui, n-are decât, nu știu dacă știe să conducă bine taxiul. Dar ce cauți să montezi căs de baie? Nu ești profesionist, nu te pricepi. Lucru care se vede. Uh-huh. Da. Mă duc să mă schimb acum și să-mi pun ceva la nască, pute aici. Pute rău. Oh my God. Bye. Adică... Mac. Baby, ce e aici? Casa groazei? Da. Nu, la apartamentul nostru închiriat. Adică unde stăm noi în chirie. Câteva zile sau cât o mai fi pe aici. Da, e...
Miroase continuu în bloc și mai ales în această baie, dar și în afara apartamentului miroase. Acolo ce s-a întâmplat cu faianța? A picat. Dar chiar și acum puteam încerca aici. Da. Da, deci cineva a montat acest jacuzzi, a lăsat o groapă sub el în care se poate strânge apă ca să stea la coclit și a lăsat și spații pe lângă jacuzzi prin care se poate intra apa care să stea în balta aia de acolo de sub el și să miroase urât. Foarte inteligent! Da, deci faci un loc unde se poate strânge apă care pute și faci un loc și prin care poate să ajungă apă în această baltă, în această groapă care să miroase apoi. Și da, miroase foarte urât în continuare. Păi eu ți-am zis că eu uite ce... Deși îi zic că au venit și au curățat pe aici, dar n-ai prins flash-ul. Lasă-mă că se vede. Nu, păi se vede mai bine cu flash, mă, păi așa ce vezi tu întuneric sub jacuzzi, mă? Da, a? De la Samsung. Gata, am pornit-o cu blițul. Ei, nu văd flash-ul aprins. Oprește-o.